Da, domnule. Bună ziua. Pentru propoziția numărul 225 din 24 august 2017 a fost convocat în ședință ordinară a Consiliului Local al orașului Drojdeni. În ziua de 29.08.2017, Consiliul Local. Dau cuvântul domnului președinte. Din 13 consilieri convocați. 14 prezenți. Adică domnul încă nu are statut. Da, mulțumesc. O să prezint ordinea de zi. Primul punct, aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 27 iulie 2017 a Consiliului Local Broșteni, inițiator secretar Rusia Lucian. Punctul 2, aprobarea procesului verbal încheiat în ședința de îndată din data de 11 august 2017 a Consiliului Local, inițiator secretar Rusia Lucian. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Hurjui Alexandru, inițiator primar Chiriac Nicolae. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local a orașului Broșteni, Vestul Suceava, pe anul 2017, inițiator primar Chiriac Nicolae. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea organigramei și a statutului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului orașului Broșteni, inițiator primar Chiriac Nicolae. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, acoperire gol de casă, a ordonatorului terțiar de credite Liceul Tehnologic Nicolae Nanu pe anul 2017, inițiator primar Chiriac Nicolae. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil ai bugetului local a orașului Broșteni. Inițiator primar Chiriac Nicolae. Al 8-lea punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Broșteni, perioada 2014-2020, nu-i 2017 cumva aici? Nu, 2020. Inițiator primar Chiriac Nicolae. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții modernizare alei Prințul Nicolae. Inițiator Chiriac Nicolae. Al 10-lea punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public către SC Delgaz Grid SA pentru realizarea lucrărilor reabilitare rețea GTPTA 1 Holda, oraș Broșteni, județul Suceava, inițiator Chiriac Nicolae. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la HCL numărul 54/2013, privind aprobarea modificării, privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al orașului Broșteni, județul Suceava, inițiator primar Chiriac Nicolae. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unor suprafețe de teren care fac parte din domeniul privat a orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preemțiune. Inițiator primar Chiriac Nicolae. Punctul 13. Discutare diverse și cere. O să vă rog să-mi spuneți dacă mai sunt alte propuneri la ordinea de zi. Da, nu o propunere. Poftiți, domnul Clifor. Proiect de hotărâre privind revocarea din funcție a viceprimar a orașului Broșteni, domnul Rusu Vasile. Domnul secretar, dacă are toate actele care se cer. Deci, supunem la vot
suplimentarea ordinii de zi cu acest punct, cu proiectul de revocare din funcție a domnului viceprimar. Cine este pentru? Numărați, domnul secretar. 11, 12. Vă cer părerea dumneavoastră. Considerați că este un punct mai important ăsta din toate 13 ar avea prioritate sau îl discutăm ultima dată? Și supunem la vot. Hai să încercăm să-l punem primul. Pentru că e democrație și cred că așa se discută. Cine este pentru discutarea acestui proiect suplimentar ca prim punct? Cine este pentru? Facem o pauză. Trebuie ordinea de zi votată. Da, mă scuzați. Supunem la vot ordinea de zi cu cele 13 puncte plus punctul suplimentar. Cine este pentru? 13. Mulțumesc. Împotrivă, abține. Împotrivă, mai întâi. Abține. Cu abținere. Păi, pentru chestiunile tehnice, da, facem pauză. O pauză de... Pe comisia să știi, dar e tot aceea, comisia. Avem comisia de validare. Da, formată din comis. Domnul Bărsan, domnul Cimpuieșu și subsemnatul. Și luăm o pauză de maxim 10 minute pentru pregătirea buletinelor de vot și detaliile care... Așa, deci, eu mă rog, domnul președinte. Nu, poți să crezi. Poți să crezi? Da. Așa? Și întrebarea. Sunteți de acord cu revocarea din funcție a domnului viceprimar? Rusu Vasile? Da, să scrieți dumneavoastră pe... Da, trebuie să aprobăm. Trebuie să aprobăm. Textul. Deci textul. Sunteți de acord cu... Și două întrebări. Un, da? Nu. Se bifează da sau nu? Se bifează da sau nu? Încercă ești. Așa am făcut și am... Deci, supun la vot... Nu, nu m-am putut. Deci, întrebarea este, sunteți de acord? Răspuns, 1, da? 2, nu? Da, sunt înscrite. Deci, sunt chiar scris. Nu, așa? Răspunsul, adică 1, 2, da? Sau nu? 1, da? 2, nu? Și se încercuiește... Păi, varianta. Sunt două variante. Sau se încercuiește, da, dacă suntem de acord, sau se taie cu o singură liniuță, nu, dacă nu suntem de acord. Deci ori încercuiești, da, ori încercuiești, nu. Și încercuiești. Să se vie. Da, nu. Și încercuiești. Deci, întrebarea este, sunteți de acord cu revocarea din funcție? Care e de acord spune că da, care nu este de acord spune că nu. Și încercuiește da sau nu. Supun la vot, numai puțin, modalitatea de procedură din formulare. În primul rând, întrebarea, sunteți de acord cu revocarea din funcția domnului viceprimar? Cine este pentru? Abține. Cu abținere și ceilalți sunt pentru. Supun la vot dacă sunteți de acord cu modalitatea de vot
secret, bineînțeles, încercuirea lui Ta, dacă sunteți de acord, sau încercuirea lui Nu, dacă nu sunteți de acord. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? O abținere. Acum chiar că facem pauză. Păi, dăm cuvântul... Chemați-o, da. Să-i președinte. Dăm cuvântul domnului consilier Lihor, da, pentru a da citire expunerii de motive pentru revocarea din funcție. Expunerea de motive privind revocarea din funcție de viceprimar a orașului Broștenia, domnul Rusu Vasile. Stimați consilier, având în vedere prevederea articolului 18 aliniatul 4 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile articolului 36 aliniatul 9, articolul 45 și articolul 57 aliniatul 4 din legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și activitatea viceprimarului Rusu Vasile, care nu a votat introducerea pe ordinea de zi a celor trei proiecte de hotărâre înaintate de cei cinci consilieri PSD ALDE privind regulamentul de funcționare a Consiliului Local, clarificarea inventarului orașului și închirierea suprafețelor de pășune de către unele asociații. A favorizat unele persoane pentru construirea pe domeniul public al orașului fără documente de concesiune sau închiriere aprobate de Consiliul Local. Având în vedere cele arătate mai sus, precum și faptul că domnul viceprimar Rusu Vasile nu mai beneficiază de susținerea majorității care l-a propus, se impune inițierea prezentului proiect de hotărâre. Față de cele sus menționate, proiect de hotărâre îndeplinește condițiile legale, este de competența Consiliului Local și recomand adoptarea acesteia de Consiliul Local. Mulțumesc. Modalitatea este următoarea. Domnul secretar o să înmâneze câte un buletin de vot în ordinea acestei liste, acestui tabel a consilierilor locali. Da. Pe rând o să mergem la în biroul doamnei contabile, pentru că alături este închis. Acolo se votează. Vom încercui da sau nu, sau dacă dorim să fie buletinul nul, nu vom încercui nimic, sau ambele situații. Vă reamintesc că nu trebuie să facem semne distincte pe buletinul de vot, după care vom veni, îl comisia de validare de... împăturim și îl introducem în urma, în urna de vot. Începem cu domnul Baroiu Constantin. O să vă rog să lăsați pixul acolo în biroul la doamna contabilă, să lucrăm cu același pix, să nu avem... Este comisia. Nu, comisia este după aceea... Ia urna și... Comisia ia urna? San Ioan. Da, urna e aici. Porșan Florin. Îi primez de acasă cum mă sună gărisă. Să vă dea dreptul ăsta Petrișor și cu Băsan.
Să nu ne vedem și pe noi cum vă la doctor. Pe post poți el, așa poți el. Cer cu Angela. Cu Petrișor. Dan și Teofil și să pregătește clipul acel. Ilișanu Cezar. Cașu Niculiță. Morodeschi Mihai. Rusu Vasile. Nu votați? Da. Tananică Mihaela. Important.
Rămâne, da, rămâne votul, buletinul de vot a domnului Rusu Vasile. Care... Da, se pot... Anulează. Comisia de validare o să se retragă, să vină să prezinte rezultatele în urma validării. Din Comisia de validare face parte domnul Bărsan Ion, domnul Cincuieșu Petrișor și subsemnatul Dan Citrofil. Deci, mergem. Tot acolo. Trebuie colorate scaunele astea negre. Astea roșii. O să dau citire procesului verbal încheiat astăzi 29.08.2017 privind rezultatul revocării din funcția domnului viceprimar Rusu Vasile. Comisia de validare numită prin HL Broșteni numărul 47/2016, formată din Dan Teofil președinte, Bărsan Ion membru și Cincuieșu Petrișor membru, a procedat în conformitate cu prevederile din legea numărul 215/2001 administrației publice locale, republicată cu modificări și completările ulterioare, la numărarea voturilor exprimate pentru revocarea din funcția domnului viceprimar Rusu Vasile. Voturi, răspuns, da, 12. Voturi, răspuns, nu, niciun. Voturi, nule, niciun. Și mai avem o abținere pentru că domnul Rusu Vasile nu a participat la vot. Nu a dorit să voteze. Așadar, îi mulțumim pentru activitatea de viceprimar și continuăm punctele din... Dacă doriți să calitatea de consilier? Așa, da, demisia la ședința următoare. În caz personal, da, mă scuzați. Aveți. Trecem la punctul 2 din ordinea de zi, aprobarea procesului verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 27/2017 a Consiliului Local Broșteni, inițiator secretarul Dosia Lucian. Am primit aceste procese verbale, dacă aveți ceva obiecțiuni la ele. Da, noi am discutat în ședință, n-am avut obiecțiuni. Da, altcineva? Dacă nu sunt obiecțiuni, trecem la vot. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Mulțumim. 12 voturi pentru. Nu mai întrebăm abțineri sau contra. Al treilea punct. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința din data de 11/08/2017 a Consiliului Local Broșteni, inițiator secretarul Dosia Lucian. Acea situație, ați primit procesele verbale, le-ați discutat pe comisii, dacă aveți de discutat ceva legat de ele. Am fost o glumă, mai eu, domnul Mihai. Nu mă expun, dar public. Puteți să ne spuneți că situația e un pic tensionată după plecarea. Nu, nu e tensionată. Dacă vreți să ne... Nu, no, hai să-i dăm. Da? După ședință lui bine, supunem la vot cine este pentru. Mulțumim. Abțineri contra nu sunt. Punctul 4.
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a domnului Hurjoi Alexandru, inițiator primar Chiriac Nicolae. O să... supun la vot, practic. Aici nu mai... Cine este pentru validarea mandatului de consilier? Nu? Nu. Nu, nu. Mulțumesc. Cu 12 voturi pentru, îl felicităm pe noul nostru coleg și îl așteptăm în Comisia de Învățământ, Cultură, Culte, al patrulea. Da. Ai jurământul? Acum o să rugăm pe domnul secretar să ne ajute să depună jurământul. Veniți aici, domnul secretar, aici. Are și icoana cu mână de dacă vă ați icoana. Ale cu ale. Deci e icoana. Domnul președinte, ați pregătit și bățul? Să-l subotezăm? Dacă crezi că subotează ca la bunăpoi. La consiliu mai rău. Eu, Hurjoi Alexandru, validat consilier în cadrul Consiliului Local al Orașului Broșteni, județul Suceava, astăzi, data de 29.08.2017, depun următorul jurământ, jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și începerea mea pentru binele locuitorilor din orașul Broșteni, județul Suceava, așa să-mi aștepte Dumnezeu. Mulțumim, înseamnă că suntem din nou 13, iar acum are drepturi de mine. Da. Trebuie trecut aici. Da. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Broșteni, județul Suceava, pe anul 2017 și dăm cuvântul ministrului de finanțe, doamnei Pălău Niculina. Da, eu o să-i spun pe scurt influențele la bugetul rectificat. Numai puțin, că mai au ceva de discutat colegii aici în partea stângă, dacă doresc să reasă. Nu? Atunci, poftiți. Da, rectificarea de buget de astăzi nu presupune suplimentarea venitului cu foarte mult, doar 22 de lei, sumă care, ca urmare a repetatelor cereri și de la grupul școlar, de la odorătorul terțiar de credit, începeanul școlar și am înțeles că nu erau scaune pentru copii și atunci din astea 22.000, 10.000 se duc la grup școlar pentru prevederi pe obiecte de inventar pentru achiziționare de scaune și 12.000 la servicii voluntari situații de urgență. Am în trimestru 2 au fost intervenții și chiar și în trimestru 3 membrii voluntari din acest serviciu au participat la diferite acțiuni. Este o hotărâre a Consiliului Local mai veche, în care e stabilit ca o indemnizație de 20 de lei pe oră pentru fiecare oră de participare și ca să pot să plătesc aceste intervenții. Celelalte, dumneavoastră ați primit influențele și de pe bugetul local și de pe bugetul activităților autofinanțate.
la bugetul activităților autofinanțate, serviciul public n-a mers cu influență, cu creștere de venituri luna trecută în iulie și au venit acum cu creștere de venituri, trebuie să facă o creștere prevederile urcă și cheltuieli de personal. La spital sunt direct de credite, ele sunt cuprinse în bugetul 10, în bugetul local, la fel ca urmare a solicitărilor diferitelor compartimente, adică situații de urgență, serviciu public. Am făcut direct de credite bugetare în cadrul acelorași capitole, minus cu plus, asta legea 273 permite să se facă direct de credite, începând cu trimestrul al treilea al anului bugetar. Ca să putem acoperi acolo unde n-au fost prevăzuți inițial sau pentru diferite situații, am discutat și domnul primar, trebuie acumulator la mașinile de pompieri, trebuie cauciucuri la mașina de gunoi, la buldoi excavator, am făcut virări ca să putem să acoperim, să avem prevederi bugetare în vederea încheierii, în bune condiții a exercițiului bugetar. Așteptăm cu interes. Așteptăm rectificarea guvernului. Da. Rectificarea de buget, care poate o să ne ca urmare a rectificării, poate o să primim ceva sume. Sunt în dificultate deja, spitalul nu are pentru cheltuieli de personal pentru luna septembrie, sunt neacoperite, o să plătească, cred că doar o parte din salarii. Intră în trimestru 4 și încercăm să vedem cum o să fie. Atât am eu de spus vis-a-vis de această rectificare. Dacă sunt întrebări sau nelămuriri referitoare la proiectul ăsta, nu? În momentan nu. Dacă nu este rectificare, ce întrebări sunt mai? Da, când ori fi bani, întrebăm. Da, mai bun. Supun la vot acest proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local a orașului Broșteni. Cine este pentru? Ai voie să votezi. Da? 13 voturi pentru. Înseamnă că nu mai întrebăm cine se abține și cine e contra. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, acoperire gol de casă a ordonatorului terțiar de credite, Liceul Tehnologic Nicolae Nanu, pe anul 2017. Da. Hai, mergem cu acest punct ca să terminăm cu partea de finanțe și să îi mulțumim doamnei Niculina. Mai are unul? Da. Au fost discutate cererea și în ședința anterioară cu 50 de lei. La încheierea exercițiului bugetar al activităților autofinanțate anul 2016 pentru practic activitatea căminului de copii, s-a închis cu un excedent de 50,99 bănuți. Bănuți care nu-i poate pune nici măcar să plătească pâine de trânșă, fără această hotărâre a Consiliului Local de a utiliza excedentul pe secțiunea de funcționare. Trezoreria nu dă drumul la bucățica aia care-i rămas, ei rămân și se tot reportează în fiecare lună dacă nu există hotărâri de utilizare a excedentului. Asta o solicitat și colega noastră de la școală și eu vin în completare să solicit ce este. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, acoperire gol de casă a ordonatorului de credit Liceul Tehnologic Nicolae Nanu Broșteni? Legea 273 spune că 13 voturi din 13 se face doar cu aprobarea hotărârii a Consiliului Local. Și am ajuns la proiectul de hotărâre privind reorganizarea organigramei și a statutului de statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului orașului Broșteni. Noi am votat organigrama, am trimis-o la București. Bucureștiul a aprobat-o și fără modificări. Deci ne-a dat modificări. Ne-a dat aprobarea fără modificări, nu, Lucian? Nu, cu încadrarea numărul de posturi. Adică, știți că fost serviciu public. Rămas niște posturi.
Prin reorganizare. Noi, numărul maxim de posturi, inițial trebuia să fie 58, prefectura ne-a comunicat că sunt 56. Deci, cum fac ei calculul în funcție de... Numărul de locuitori. Așa. Producție prin raportat la suprafață ca să avem mai mult. Așa. Noi am trimis proiectul de hotărâre. Cel mai mare? La ANFP, care mi-a trimis avizul. Deci avizul cu anexa în care mi s-a scris. Deci sunt 32 de... Ne-a aprobat ce am trimis. Statul de funcții. 32 de funcții publice față de 22. Înțelegeți? Deci s-au mai creat funcții publice, nu contractuale sau așa. Și la situații de urgență... Serviciu. Șofer, 3 șoferi la situații de urgență. Practic s-au aprobat în țară serviciu. Serviciu, birou. Cu șef. Birou. Da. Situații de urgență. Serviciu, că în legea lor zice că serviciu, de-aia poți fi compartiment. Birou, da. Nu-i serviciu. Birou, da. Dar în fiecare an se aprobă organigramă. Se aprobă, n-am văzut că sunt ființate. Se ființează postul. Marea majoritate sunt în pic de buzandă. Păi, dar să rămase la asistență socială, avem trei posturi. Trei care le-am făcut pic de buzandă. Erau pe principiu. Pe superiori, când îi scoteam la concurs, nu vine nimeni. Auditorul, poate vine cineva. Auditor, dar acolo trebuie să fie cel puțin asistent sau principal. Că nu e... La registru agricol, două posturi, nu? Da. La audit. Da, încă unul. Trebuie să fie doi. Adică unul șef și unul... Așa. Unul la stare civilă. Da. Urbanism, da. Deci pe lângă domnul... La urbanism, da, Ștefan, încă unul. Deputant. Deputant obligatoriu să-l ocupe. Să fie în organigramă. Și la situații de urgență, să... funcțiile... Acolo sunt trei posturi. Trei posturi. Da, și rămâne. S-a lubritat, deci s-a șoferi. Șoferul de microbuz, dar e așa. Da. Normal, la ăsta noi trebuie să emitem... Hotărârea de Consiliu. Hotărârea de Consiliu. Deci noi dăm hotărârea de Consiliu, le-o trimitem lor și după aia devine valabil. Deci ei operează în sistem electronic în care îmi spune, pentru validare, trimiteți... Hașele. Deci până atunci nu se poate organiza nimic. Nici în alte intervenții? Da, noi am discutat în, am discutat în comisie, dacă nu mai trebuie cu Lucian aici, pot să spun. Supunem la vot proiectul de votare. Întrebarea este că am văzut pe organigramă Consiliul Local, puncte, puncte primar. Deci e o colaborare, nu se subordonează. Nu se subordonează Consiliul Local primar. Nu. Are dreptate domnul. Știți de ce apare chestia asta aici? În 2013. Foarte corect organigramă. În 2013 eu am fost la București. Și a zis că, dar de ce primarul e subordonat Consiliul Local? Am vrut să fie Consiliul Local în subordine, dar am venit Consiliul Local. Nu, de fie, luăm de comun acord, am vrut să mai spun eu mai corect. Adică este aceeași linie, da, 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 așa arată. Da, așa arată. S-ar fi normal, de fapt. Da, mulțumesc. La fiecare ședință ar trebui să demitem viceprimarul ca să... Stați că nici da. De-abia am demis unul, nu am ales altul. Trebuie să alegeți altul, dar poate că dacă îl alegeți, mai rămâne o bucată. Supun la vot proiectul de hotărâre privind reorganizarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului orașului Broșteni. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 13 voturi pentru. Nu mai întrebăm altele. Următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesmiri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere, aferente obligațiilor fiscale principale cuvenite bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabil ai bugetului local a orașului Broșteni. Doamna? Fizice. La juridic. Vedeam dacă ne trece, asta, că a mai fost una care un porsor și nu deci s-o... Deci noi am mai încercat odată ca oamenii care își plătesc
datoriile curente și care au acumulat majorarea pentru că au fost plătite la termenele de plată. Nu a fost respinsă, mi se pare, atunci. Acum am mai studiat la alte primării, ne-am mai mers și la prefectură. Da, și s-a modificat și legislația, s-a modificat și codul fiscal și codul de procedură fiscală. Ideea ar fi că dacă ai datorii, să-ți plătești suma datoriile curente, toate, inclusiv cele de pe anul în curs, și să se anulează penalitățile. Penalități. Și aprobându-se prin hotărâri, practic, aprobăm o procedură, cum trebuie, ca să nu vină omul cu fiecare om în parte, cu cerere aici, că solicit, că să vezi, că să mă să vii la Consiliul Local. Bine. Deci este aprobată procedura, se prezintă cu cerere, are dovada achitării prin chitanța care... Și la persoane juridice? La persoane juridice o să încercăm. Acolo problema este că... Problema cu scaunele, una de câțiva ani de zile. Da, și cu alimentația, taxe de alimentație publică. Așa. La persoane juridice, din ce am mai căutat și pe la alte primării, se consideră această scutire sau înlesnire la plată, scutire de la plata majorărilor, ca un fel de ajutor de stat. Și e destul de complicată o procedură, trebuie avizul Consiliului Concurenței. Dacă asta o să treacă și o să vedem că își produce și efect, încercăm pe aceeași bază legală, tot pe codul fiscal și pe codul procedură fiscală, o să vedem să venim cu alt proiect de hotărâri, tot așa, fundamentat, documentat, dacă o să reușim. Că și acolo, la persoane juridice, sunt, într-adevăr, și debite, și majorări acumulate în debite, rămase din anii precedenți, dacă o să reușim. Deci, hotărârea asta se produce efectul numai anul ăsta? Anul ăsta. Cei care își plătesc... Toți cei care plătesc, care... plătesc, vin și depun cereri și plătesc până la 1-a 12-a, așa că încât luna decembrie să ne rămână nouă să ne putem face ordine ca să încheiem exercițiul bugetar. Ați primit dumneavoastră și procedura, de aceea nu-i foarte scurtoasă. Sperăm să fie ok și să obținem și avizul prefecturii pe acest. Deci trebuie să mai spunem încă o dată că omul vine și plătește la zi, da, dar trebuie să facă și o cerere. Depune cerere să fie scutit de majorări, da, anexând dovada plății datoriilor curente, plătile de la impozite și taxe, având situația clar în calculator, ok, și nu mai trebuie nicio altă aprobare prin Consiliu. Să plătească la zi mai puțin majorările. Da, să plătească debitul restant plus debitul curent, da, și este scutit de plata majorărilor. Și sunt multe persoane în situația Sunt. Aici discuția, analizând un pic, deci cumva, cum să spun, favorizăm pe cei care sunt rău plată. Deci, da, dar având în vedere că poate un... Da, doar anul ăsta. Nu știi dacă Deci care sunt de bună credință și au plătit, poate au făcut credit sau Dumnezeu știe cum, știți? Da, dacă plătesc de 3-4 ani, plătesc, dacă plătesc în primele 3 luni, ei au un bonus. Bonificații, dacă da, au o reducere. Da. Aici, nu știu, ce am observat, că se poate face și defalcat pe anumite aspecte. Scrie în procedură. În procedură. Cum adică dacă are numai pentru pământuri sau numai pentru mașini, știți, sau ceva de genul ăsta. Eu consider, deci, ori îți plătește tot. Nu, dar tot. Asta e, asta îți plătești tot. Nu, tot. Intră gluri, ce nu? Dar și gluri, și gluri. Nu, gluri. 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 Gluri aici. Care e aici, nu cel vechi, care a fost ca cel vechi. Nu, dar cel vechi a rămas tot aici, gluri. Și da, dar e pe impozit direct acum și ăla nu mai... Da, e ca o taxă. Nu-i se mai calculează majorări. Da. Deci, acum, dacă vine și plătește din urmă și gunoiul, îl puteți scădea și de cele din urmă? Da. Deci, Ați trecut toată baza, da, așa. Dar deci, la condițiile de acordare, la punctul A, dacă contribuabilă persoană fizică are mai multe tipuri de obligații fiscale la bugetul local al orașului și face dovada plății integrale, numai pentru o anumită obligație fiscală, prezenta procedură de scutire a majorărilor se va aplica în mod corespunzător numai pentru majorările de întârziere aferente respectivului impozit de taxă. Ori plătești tot ce ai, ori nu, stai că vii și plătești numai pentru gunoi și restul rămân cu majorările. Da, dacă plătesc pe gunoi, majorările se scad doar de la gunoi, dacă celelalte debite sunt... la zi. Dar dacă nu sunt la zi? Noi am făcut, poate mai are mașini, poate mai are ce. Adică, deci plătești tot,
Da. Ori nu plăti, adică a zis domnul Baroiu, noi am exersat-o în mandatul trecut. Am anunțat, am dat o hotărâre nefundamentată, o considera prefectura, și s-a prezentat foarte multe lume care și-au plătit la gunoi și la asta, pentru că o aștepta scutiri. Nu s-au mai putut da. Deci e o modalitate care o încearcă și statul, și statul dat amnistii. Deci, da, știu, are rațele. Deci, dacă unul are 10-20 milioane la gunoi și 10, dacă are 20 milioane, 10 îți penalitezi. Dacă are 10 milioane, el o scăpa. Dacă nu, el rămâne acolo și nu mai, nu-l mai impulsionează nimic să mai plătească. Nu, să faci consider că e o modalitate de ea își face eventul doar până de 31. Deci care vrea să treacă la, să-și plătească mai puțin, doar anul ăsta o poate face. Uitați, chiar zice, obiectul prezent. Că n-am încercat. Dacă nu prezentești anul ăsta, la anul... Păi chiar de nu. Sigur că da, el se reportează în anul ăsta. Și iată, mi-a dat deși pentru firme, că e o curcătură care mi-a adus eu aminte, dar cu scaun. De acolo, de la taxă de la aplicație. Am plătit, a fost 40 milioane câteva ani. Și am plătit, pentru a fost un scop. Sunt acum care nu au plătit, dar trebuie certificat fiscale sau ceva. Da, au și nu numai la scaune, au și alte datorii. Cred că... Dacă unii vor să-și plătească, urmă s-ar plăti la zi, așa e, descurajat să mai plătească. Deci această hotărâre, dacă primești avizul prefecturii, intri imediat în vigoare și în următoarele 4 luni... Să nu vă așteptați la mult. Este persoană care are 30.000 de lei datorie la chirie, la apă și la comun. Nu vreau vedea la pe ăla că aduce 150 milioane acum, în bani de... Deci tot care au sume mai mici o să... Deci încercăm. Pentru cei care se află în situația asta, consider și o să vinem... mai bine niște bani. Da. Decât să nu dea deloc, mai degrabă... Bine, o promis și guvernul face amnistie. Adică... Unde se poate. Unde se poate. Bun, trecem la vot atunci, dacă nu... Da. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea... procedurii de acordare a unor înlesniri la plată, constând în scutirea de majorări de întârziere, aferente obligațiilor fiscale principale, cuvenite bugetului local de către persoanele fizice, care au calitatea de contribuabil ai bugetului local a orașului Broșteni. Cine este pentru? Mulțumesc! Avem 14 voturi acum. Abțineri, contra, nu. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre. Dacă vreți să-mi spuneți ceva acum, noi... Deci punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Broșteni 2014-2020. Domnul Lucian, probabil ne spuneți da, ceva. Am vrut să depunem proiect, trebuie să avem strategia asta. Ea e făcută de mai mult timp, dar... Eu am avut impresia că a fost aprobată. Dar nu s-o emisotări. A fost trebuie discutat în mandatul... Precedent. A fost discutat înainte de alege. Înainte de alege. Înainte de alege. Păi dacă iese o finalizare... Și nu a fost mai trebuie completări. Nu. Am discutat-o în ideea că dacă mai aveam ceva completări, în Consiliul Local să facem completări. După aia trebuia să... Eu am fost făcut timp un program al Ministerului Dezvoltării, în care am participat eu, doamna Nicolina și... Marlena, e cam un fel de lucrare, așa de... Ea poate fi comentată oriși când. Da, dar e frumoasă. Nu să știți că ea nu e pentru că sunt modificate statistice. Chestia e că, na, ea cuprinde niște direcții. Acum eu sau domnul primar sau orice cine poate să vină cu propuneri care pot fi completate orice când. Că se zice, domnule, facem o strategie pe... Și statul are strategie, da. Care mai poate în cazul de prin hotărâri de consiliu și poate și de drumuri, orice dezvoltare. De exemplu, dacă apare un proiect care trebuie să depunem noi, tu nu-i prins în strategie. Poate e completată strategie. Adică direcția strategică. Da, noi am cuprins cam tot. Cultură, învățământ, infrastructură. Acum... Important e să fie formalitatea asta administrativă. Că...
Dacă mai sunt alte idei, ea poate fi oricând. Super modificat. Super modificat. Și tot prin hotărâre. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Broșteni 2014-2020. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 14 voturi. Punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare aleei Prințul Nicolae. Și aici domnul primar, cred că ne spune câte ceva. Avem... Da, da, sigur. Deci este vorba de aleea Prințul Nicolae care pleacă din strada Ion Preangă. Ne-am făcut un deviz. Eu propun să-l aprobați ca să scoată și să găsim un pavel și cu aleea este. Ca întrebare. În tot cartier, au mai rămas chestia cu locurile de la locurile, acolo cum putem să la balanță. Ar trebui să fim corect. Păi da, nu, dar acolo un proiect. Nu înseamnă că dacă am făcut anul ăsta, nu făceam. Deci o să continue. Deci un deviz estimativ, măcar, deci noi la formă, când să vor fi bani, acum, cred că nu să fiu ironic, e strada domnului postului primar, Chirilu Stelianu. Trebuie făcut și aia, nu? Nu o să chem să facă de... O face și ale cu bal și rest. Ce o mai rămas? A domnul Balan. Ați studiat devizul, probabil. Ați discutat și în comisii. Supunem la vot. Cine este pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții modernizare alee Prințul Nicolae? Cine-i pentru? Mulțumesc. 14 voturi pentru. Contrabține nu sunt. Punctul următor, punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit pentru utilizarea domeniului public către SC Delgaz Grins SA pentru realizarea lucrărilor reabilitare rețea GTPTA 1, Colda, probabil de la E.ON, de la curent. Colda, oraș Broșteni, județul Suceava. Se reabilitează în statul. Și ei au un proiect de reabilitare și noi... Nu puneți la vot. Dacă nu sunt discuții, haideți să votăm cine este pentru aprobarea acestui proiect. Să-ți facă treaba. 14 voturi pentru. Mulțumesc. Abțineri, contra, nu. Trecem la punctul 12. Proiect 12. Dacă au fost unul față. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei la HL numărul 54/2013, privind aprobarea modificării, privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat a orașului Broșteni, județul Suceava. Aici, pentru punctele 11 și 12, am primit hârtiile în ședința din 30 iunie și 27 iulie 2017. Le-am mai adus încă o dată. Da. Nu știu cât de rău. Domnul secretar, spuneți ceva? Sunt terenuri care, dacă se inventariază, se tabulează și trec în inventarul orașului Broșteni. Știu că atunci eram 9 și nu am putut să aprobăm. Trebuia două treimi din... Deci asta e cu strategia. Noi le-am identificat în comisie. Se întabulează primăria. Toate terenurile, ele se întabulează primăria, după aia se scot la vânzare sau la licitație. Sau nu. Sau nu. Sau rămân întabulate.
pe primărie. Da, deci am mergat și primarul, vii să acolo un... Da. În general se încere când se face. La Manea se merge. Da, Manea era la... Eu am uitat să le aduc. Aici sunt, dacă vreți, tu le dau. Nu le mai am. Că se numeră. Da, nu aici. Ce sunt aici? Sunt aici. Asta e unde o cumpăram ocanul, spune, construcția. E intrarea sus, deci e scările și holul de sus. Asta e. E holul, pentru că s-au vândut apartamentele. S-au vândut apartamentul și nu i-au dat scara și holul. Deci el nu are intrare, practic. I-au dat apartamentul, spatele dispensar. Plătea și chirie nouă pentru intrare. Și asta, uite, asta e. Intră, scările și... Exact, ce... O, că știu că ați explicat și eu. Asta e... Terenul din Cotrăgașul, cred că. Nu. E lângă stația de apă, e terenul de alături și două suprafețe. Asta e ca și cum ar fi aici. Sunt două suprafețe trecute acolo. Sunt defalcat. Unul și a doilea. Asta e... dreptul de servitude, ca să treacă la celălalt. Da, da. Sunt două terenuri, ăsta și ăsta la altul. Asta ne are treabă cu noi, acum, cu lucrările acolo? Nu, nu, că lucrările sunt chiar aici, se termină stația de și în continuare. Deci e gardul și în continuare pe partea, cum merge ulița încolo. În dreapta. În dreapta, cum merge ulița, dar el terenul e în stânga, către anul. Asta, nu mai știu care e. A cui e asta? Asta pe neagră. Asta e unul din terenuri de aici, din... care este peste drum de... 150 de metri pătrați. Peste drum de... de sană. Nu. Da, asta da. E neagră. Nu. Orașul Broștin, orașul Broștin, orașul Broștin. Strada Neagră. A, strada Neagră, nu știu că... A, e în spate unde... E... Dă-i un pic, e tot acolo în spate, la Mocanu. Intrarea din spate, de la Mocanu, curtea. Curtea de la Mocanu. Da. Că ăsta l-alt vrea în partea din față, da. Da, că ăla-l are cerere în față. Da. Ăla-l are pe curtea din față, da. Cum ești unii, lunga. Păduieț. Păduieț, nu? Da, da. Aici, ăsta e un teren din față. Mai sunt două, pe margine, ape sunt alu... Adică este cerere din față. Nu, ăsta e de aici. E peste drum de Sana. Ăsta... Peste drum de Sana nu e niciun. Dar ăsta care? A, al Vasilică Rusu. Al Vasilică Rusu. Nu, nu știu asta. A, am scris, dar mi-am uitat acasă. Nu mai știi? Ăsta nu mai știi. Dar nu... Ce scrie aici? Ia, astea 77 de metri pătrați. Și tot aici unii. Tot aici. Tot aici. Manoliu. Da. Și astea s-a luat... Astea sunt de pe malul Bistriței, alu Mane. În general sunt urmă unor cereri. Aici am făcut o... I-ați aprobat cererea alu Mane. Dar nu, nu se... Nu se fac albi de obicei în tabina asta, unde asta? Nu este o cerere aprobată. Deci Manea, magazinul, pe marginea apei, în spatele garajelor, deci în spatele terenului unde are... El a cumpărat casa de la Mox. Da, da, în spatele casei și în continuare pe malul. El a cumpărat casa Mox. Casa Oas. Deci nu aș la Mox acolo, în doua uliță. Două care a cumpărat ea. Două, în doua după altul. Da. Asta, asta, aici. Da. Asta, două. Trei de la rând acolo. Nu, nu, ăsta e de la Volda. Ăsta e de la Volda, unde e parcarea lui Micșor Cătănoaia. Da, asta. Da, că e un mai din dreptul gata cu la el. Aia care a făcut-o, el a măsurat-o. Ah, da. Ce vii tabulat, nu? Acolo. Aici, la PT. La unii magazine. Da.
Le-am identificat, spun la vot. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea completării anexei la HL numărul 54 pe 2013, privind aprobarea modificării, privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat a orașului Broșteni. Cine este pentru? Mulțumesc. Data asta suntem 13. Are Lucian deschis explicație. Da. Lipsește domnul Rusu Vasile. Pe urmă întreabă-l pe Vili și dacă el trebuie să dea explicații la fiecare... Deci odată e 14, odată e 13. Deci odată e 14, și odată e 13. Nu că eu știți ce fac, eu totdeauna am scris. Părăsește sala. Nu. Da. Nu. Mai bine părăsește sala. A părăsit sala. Mai bine trece cu sapțelenii. Trecem la penultimul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unor suprafețe de teren care fac parte din domeniul privat a orașului Broșteni, județul Suceava, cu respectarea dreptului de preemțiune. Ce-a zis? Manoliu. Cu Manoliu. Da. Manoliu, Vasilică, da, Rusu și Embrezu. Nu, Manoliu. Numai doi rămas. Vasilică, Rusu, că... Rusu, dar abia acum are pământul. Pentru trecerea am... Completarea sistemului tabulare. Dar nu contează dacă e... Dar proceduri de s-o făcut. Dacă ai adopți prima hotărâre, după aia poți adopta. Nu le poți adopta invers. Cum se cheamă, măsurătorile așa. Deci la cine a rămas? Două trupe. Care? La Ingrid, care a fost inițial. Costin Cris. Bun. Nelămuriri, întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare și aprobarea vânzării unor suprafețe de teren care fac parte din domeniul privat al orașului Broșteni, județul Suceava. Cine este pentru? Mulțumesc. 13 voturi. Abține contra.